Bună ziua, domnule consilier. Astăzi ne întâlnim în ședință extraordinară a Comisiei Europene Orbin pentru a desfășura, supunem analizii și dezbateri următorul proiect de zi. Avem trei puncte de discuție. Primul punct. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 26 din 29-11-1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Orbeni, județul Bacău, de către Consiliul Local Orbeni, inițiator primar Popa Costache. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Orbeni, județul Bacău, inițiator primar Popa Costache. Punctul numărul 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor în vederea condiționării suprafeției de 515-108 situată în punctul Văcării, inițiator primar Popa Costache. Acestea sunt cele trei puncte de dezbatere. Se pune la ordinea de zi. Cine este pentru? Ordinea este aprobată. Începem să-i dăm cuvântul domnului secretar pentru a citi procesul verbal de ședința anterioară. La citire procesului verbal al ședinței Consiliului Local din data de 6 august 2021, astăzi 6 august 2021 are loc începând cu ora 10 și cu desfășurare în sala de ședință a Primăriei Comunei Orbeni, satul Orbeni, strada Luz, numărul 178, Comuna Orbeni, județul Bacău, ședința extraordinară a Consiliului Local Orbeni, unde vor fi supuse analize și dezbaterii proiectul ordinii de zi aferent cu participarea tuturor consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Orbeni. În deschiderea ședinței de astăzi are cuvântul președintele de ședință care dă citire proiectului ordin de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al Comunei Orbeni pe trimestrul al doilea, inițiator primar Popa Costache. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Orbeni, județul Bacău, inițiator primar Popa Costache. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului Comunei Orbeni la data de 31.12.2020, inițiator primar Popa Costache. 4. Proiect de hotărâre privind primirea UAT Beneș Bistrița în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ADIP și modificarea actului constitutiv și a statutului acesteia, inițiator primar Popa Costache. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap, inițiator primar Popa Costache. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local Orbei numărul 26 din 29-11-1999, privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Orbeni, județul Bacău, de către Consiliul Local Orbeni. 7. Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de constituire a dreptului de uz și servitute pe proprietatea publică, respectiv privată, în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor publice de comunicații electronice sau elementelor de infrastructură necesare susținerea acestora, cu SECE Orange României S.A. în vederea realizării lucrării, construire de rețea fixă de telecomunicații, FTH Orange, asupra terenului în suprafață de 627 metri pătrați situată în intravilanul și extravilanul Comunei Orbeni și accesul la 23.897 metri liniar traseu fibră optică aerian. Se solicită noi intervenții? Nu sunt. Se supune la vot proiectul ordinii de zi în forma prezentată. Se votează unanimitate pentru materialul în forma prezentată. Are cuvântul secretarul general al Comunei Orbeni, județul Bacău, care informează consilierii cu privire la faptul că toate proiectele înscrise pe ordinea de zi sunt însoțite de referatele de aprobare, rapoarte de specialitate, alte documente aferente și avizele celor trei comisii de specialitate. Are cuvântul secretarul general al Comunei Orbeni, județul Bacău, care dă citire procesului verbal al ședinței anterioare. Se solicită intervenție, nu sunt solicitări, se supune la vot, se votează unanimitate pentru materialul în forma prezentată. Se trece la analiza și dezbaterea punctului 1 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al Comunei Orbeni pe trimestrul al doilea, inițiator primar Popa Costache, are cuvântul primarul Comunei Orbeni, județul Bacău, care dă citire materialului aferent. Domnul președinte de ședință solicită citirea rapoartelor de avizare de către fiecare președinte de comisie. Se solicită intervenții, nu sunt solicitări, se supune la vot, se votează unanimitate pentru materialul în forma prezentată. Se trece la analiza și dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Orbeni, județul Bacău, inițiator primar Popa Costache, are cuvântul primarul Comunei Orbeni, județul Bacău, care dă citire materialului aferent. Domnul președinte de ședință solicită citirea rapoartelor de avizare de către fiecare președinte în parte. Se solicită intervenții, nu sunt solicitări, se spune la vot, se votează unanimitate pentru materialul în forma prezentată.
3. Se trece la analiza și dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului Comunii Oltenii la data de 31.12.2020, inițiator primar Toma Costache, are cuvântul primarul Comunii Oltenii Județul Bacău, care dă citire materialului aferent, are cuvântul secretarul Comunii Oltenii Județul Bacău, care dă citire materialului aferent. Domnul președinte de ședință solicită citirea rapoartelor de avizare de către fiecare președinte în parte. Se solicită intervenții, nu sunt solicitări, se spune la vot, se votează în unanimitate pentru materialul în forma prezentată. 4. Se trece la analiza și dezbaterea punctului 4 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind primirea UAT Bere și Bistrița în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău-Adip și modificarea actului constitutiv și a statutului acesteia. Inițiator primar Popa Costache. Se solicită intervenții, nu sunt solicitări, se supune la vot, se votează în unanimitate pentru materialul și propunerea în forma prezentată. 5. Se trece la analiza și dezbaterea punctului 5 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap. Inițiator primar Popa Costache. Se solicită intervenții, nu sunt solicitări, se supune la vot, se votează în unanimitate pentru materialul în forma prezentată. Se trece la analiza și dezbaterea punctului 6 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local Orbei numărul 26 din 29.11.1999, privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Orbei Județul Bacău de către Consiliul Local Orbei. Se solicită intervenții. Domnul Paraninte, ca locuitor al zonei DOS Orbei, care va fi vizată și ea de această investiție, reiterez rugămintea de a o avea în vedere pentru reabilitare, dat fiind accesul dificil, în special în perioadele ploioase. Domnul primar, după cum ați putut remarca, după orice ploaie am intervenit cu utilaje din dotare și am reușit să menținem drumul într-o stare circulabilă. Firește, cu intenția noastră se îndreaptă spre asfaltarea, refacerea podețelor existente, fapt pentru care facem constat demersuri pentru obținerea de finanțări. Se solicită noi intervenții, domnul Moral Dan Constantin, rog să fie avut în vedere și canalul de la I-85, zona Izvor, care creează probleme culturilor din zonă. Domnul primar, am făcut demersul către cei de la Basiret și au avut în vedere și această zonă, dar acționează în limita dotărilor existente. Se solicită noi intervenții, nu sunt solicitări, se supune la vot, se votează în unanimitate pentru materialul și propunerea în forma prezentată. Se trece la analiza și dezbaterea punctului 7 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind încheierea contractului de constituire a dreptului de uz și servitute pe proprietatea publică, respectiv privată, în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor publice de comunicații electronice sau elementelor de infrastructură necesară susținerea acestora, cu SC Orange România S.A., în vederea realizării lucrării construire rețea fixă de telecomunicații FTH Orange asupra terenului suprafață de 627 metri pătrați, situat în intravilanul și extravilanul Comunei Orbeni și accesul la 23.897 metri liniar traseu fibră optică aeriană. Se solicită intervenții, nu sunt solicitări, se supune la vot, se votează în unanimitate pentru materialul și propunerea în forma prezentată. Domnul președinte de ședință declară închise lucrările prezentei ședințe. Mulțumesc. Supunem la vot procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este de acord? Se împotrivă? Unanimitate s-a votat. Trecem pe primul punct al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind modificare HL numărul 26 din 29.11.1999, privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Orbeni, județul Bacău, de către Consiliul Local Inițiator, primar Popa Costache. Aveți cuvântul, domnul primar. Sau domnul secretar. Da, voi da citire materialelor aferente acestui proiect de ordinea de zi. În speță raportul compartimentului de specialitate, vreau să vă anunț pe această cale că la baza acestei hotărâri, deci atât prima hotărâre înscrisă pe ordinea de zi, primul proiect, cât și cel de-al doilea, a avut la bază o serie de verificări făcute de o comisie de inventarieri, persoane nominalizate prin aparatul specialitatea primarului prin dispoziția acestuia, cât și la nivelul comisiei locale de fond funciar, pentru că de regulă suprafețele avute în vedere au făcut obiectul de-a lungul celor 30 de ani din retrocedări de aplicare a legilor fondului funciar și obiectul unor interacțiuni cu Comisia Locală de Fond Funciar. Deci avem și aceste două rapoarte din partea acestor comisii. Bun, legat de raportul compartimentului de specialitate, revin și îi dau citire. Continuarea edificării, eradicării problemelor sociale, dezvoltării infrastructurii localității și activităților economice se poate face numai prin atragere de investiții
în teritoriul UAT Urbeni, investiții din surse proprii sau prin implementarea unor proiecte de importanță națională care susțin dezvoltarea regională a localității. În acest sens, pentru o bună gestionare a suprafețelor de teren din domeniul public, respectiv privat al UAT Urbeni, ținând cont și de amenajamentul pastoral existent al pajiștilor permanente, întocmit pentru suprafețele trupurilor de islas, conform deciziei 363 din 2 august 1991 a Prefecturii Județului Bacău și aplicării legilor fondului funciar, s-a făcut actualizarea suprafețelor de islas, înscrise în decizia 363 din 1991 a Prefectului Județului Bacău, prin măsurători topocadastrale, în sistem Serios 70, a suprafețelor și categoriilor de folosință, astfel. Dacă prin decizia 363 din 1991 a Prefecturii Județului Bacău, UAT Urbeni avea o suprafață de 461,68 hectare, din care, pe categorii de folosință, 379,29 hectare teren pășune, 41,36 teren neproductiv, 9,94 hectare teren cu tufăriș, 20,84 hectare teren cu ape, 12,51 hectare teren arabil și 0,75 hectare drumuri de exploatare, în urma măsurătorilor topocadastrale efectuate de SC Helmert și PFA Cofastitis, s-a actualizat suprafața de teren, rezultând o suprafață de 451,063 hectare, din care pe categorii de folosință 278,76 hectare teren pășune, 47,78 hectare teren neproductiv, 41,17 hectare teren cu tufăriș, 58,51 teren cu ape, 5,98 teren arabil, 3,28 hectare drumuri de exploatare, 2,33 hectare torenți de apă și 13,24 hectare terenuri nisipoase. Suprafața de teren a fost actualizată și datorită emiterii de acte de proprietate conform legilor fondului funciar. Suprafețele de teren actualizate vor fi trecute din inventarul domeniului privat al UAT Urbeni, astfel. Suprafața de 447,78 hectare formată din 278,76 hectare teren pășuni, 47,78 hectare teren neproductiv, 41,17 hectare teren tufăriș, 58,51 hectare teren cu ape, 5,98 hectare teren arabil, 2,33 hectare torenți de apă și 13,24 hectare terenuri nisipoase. Comisia a identificat și inventariat bunurile care au fost declarate ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al Comunei Urbeni, conform anexelor care au fost întocmite. În partea de anexe avem atât situația de care vă pomeneam anterior, acea analiză făcută în oglindă pe tarlale, parcele, categorii de folosință, suprafeții, prin raportarea la decizia din 1991 și rezultatele activității de măsurare cadastrală care de dată recent. 2. Documentația mai conține și acele planșe firești desenate, care nu sunt altceva decât măsurătorile cadastrale efectuate. Adică suprafețele reflectate, da, în sinteza acestui referat, sunt însoțite de măsurătorile cadastrale aferente. Și fiecare categorie de folosință a fost identificată și evidențiată distinct. Practic, în acest inventar vor fi incluse fiecare suprafeție, nu vorbim de o includere pe trupuri, nu vorbim de chituși, de mascan, în cadrul fiecărui trup există mai multe categorii de folosință și fiecare categorie de folosință va ocupa o poziție distinctă. Cu tot ceea ce presupune. Dimensiuni, categorii de folosință, localizare, printr-a la parcelă, vecinătăți. Bordare. Bordare, da. Se face și lucrul ăsta, într-adevăr, pentru a delimita proprietatea UAT-ului, fie că e publică sau privată, de restul proprietăților, au mai fost, poate, nu știu, o să vedem, complet, sau nu. Ai zis de bărbărnă, domnul Hantu, zice că a fost făcut. Dacă sunt agresiuni asupra... Nu au fost făcut într-o bărbărnă. Exact. Urmea. Asta am jucat, am făcut tipicul meu, când am amenajat drumul de acces, către bazină. Dar cum se duce? Nici măcar nu e intabulată izlazul, nici măcar nu era. Ce se nu era nicio bărbărnă. Abia acum intabulăm, abia acum am măsurat toate terenurile astea, trebuie să le depunem la OCP, să ne înregistrăm și după ce OCP-ul mi-avizează lucrarea pe care noi discutăm azi aici, cu tot ce e în spate și trebuie depus către ei, abia după aia facem bornarea. Dacă era făcut, abia s-o redesim, dar eu nu țin minte, n-am descoperit așa ceva.
Nu putem să punem borne în alea fără să obținem avizul OCPI-ului. Adică, la ora de față, nu am 100% convingerea că, virgulă, conturul suprafețelor măsurate nu se suprapune cu ceva. Vom vedea ce este acest după ce obținem avizul de la OCPI, abia atunci trecem la faza de bornare și atunci se încheie lucrarea. Abia atunci se încheie. Deci noi, ca proprietari, suntem proprietari pe această suprafață, fie că e în public sau în privat. Corect. Dar tehnic cadastral poți să atingi o carte funciară, poți să intri într-o altă categorie de folosință, poți să descoperi că ai un alt statut. După ce se lămuresc toate aspectele astea, abia atunci putem încheia lucrarea cu bornarea și, în definitiva, lucrarea. După ce obținem carte funciară. Corect. E primul pas la care încă se lucrează. E foarte greu. Păi, dar am început de un amar de vreme, dar nu mai reușesc să o finalizăm. La orice teren, îți faci un plan de situație. Da, e o situație care... Abia după actualizarea asta, depunem, avizează, am bornat și am încheiat. Bun, voi da citire și proiectului de hotărâre. Deci, cred că 1 și 2 sunt... Da, sunt comune. Deci, proiectele de hotărâre numărul 1 și 2 cuprind cam aceeași temă. Proiectul de mici diferențe. Da, dar în esență acela. Privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 26 din 29-11-1999, privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Orbei și Județul Bacău, de către Consiliul Local Orbei, având în vedere expunerea de motive a primarului, raportul compartimentului de specialitate, raportul comisiei constituite în vederea inventarierii bunurilor al Comisiei Locale pentru aplicarea legilor fondului funciar, prevederile articolului 3 aliniatul 4, articolul 5 aliniatul 1 din legea 213/1998, prevederile hotărârii de guvern 392 din 2020 privind aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, orașelor, municipiilor și al județelor, hotărârea Consiliului Local numărul 26 din 29-11-1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor din județul Bacău, hotărârea Guvernului numărul 1347 din 2001, prin care s-a atestat apartenența la domeniul public al județului Bacău a bunurilor cuprinse în inventarul aprobat de Consiliul Local Orbeni, prin hotărârea 26 din 99, având în vedere măsurătorile cadastrale efectuate de persoane de specialitate, avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Orbeni, hotărăște. Se aprobă modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Orbeni numărul 26 din 1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Orbeni Județul Bacău de către Consiliul Local Orbeni, cu bunuri care se regăsesc în anexa 1, parte integrantă la prezenta hotărâre. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul Comunei Orbeni Județul Bacău, care este împuternicit să procedeze la parcurgerea demersurilor necesare în vederea modificării și completării datelor aferente imobililor descrise la articolul 1 din prezenta hotărâre, în conformitate cu constatările faptice în inventarul domeniului public. 2. Parcurgerea demersurilor necesare în vederea întocmirii cărților funciare pentru imobile descrise la articolul 1 pentru proprietarul UAT Orbeni Județul Bacău în domeniul public. Asta ar fi de spus. Ascultând materialul prezentat de domnul secretar, cine dorește să expună sau să ia cuvântul marginea materialului. Dacă nu se pune la vot primul punct am vorbit, cine se pentru? Se apune cineva? Trecem la punctul 2 al ordinii de zi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al comunei Orbeni. Iniciator, domnul primar Popa. Așa cum a spus domnul secretar la primul punct, cifrele sunt aceleași. Datele prezentate cuprind realitatea din teren raportat la ceea ce reprezenta ordinul prefectului emis în 1991. Și în completare o să dau citire proiectului de hotărâre. Mai nou aici avem și raportul Comisiei de aplicare a fondului funciar, a Comisiei Locale, care cuprinde aceeași elemente. Constatarea din partea scrisă a ordinului prefectului și realitatea din urma măsurătorilor. Și unde și-a exprimat acordul ca suprafețele menționate să poată fi actualizate și trecute în inventarul UAT Orbeni. Deci, proiect de hotărâre
Având în vedere expunerea de motive, având în vedere prevederea articolului 3 alineatul 4 articolul 5 alineatul 1 din legea 213/98 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, prevederile HG numărul 392/2020 privind normele, aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, orașelor, municipiilor și al județelor, HCR urbe numărul 33 din 6-8-2021 privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului Comunei Orbeni, județul Bacău, hotărârea Guvernului numărul 1347 din 12-12-2001, prin care s-a atestat apartenența la domeniul public al județului Bacău, bunuri cuprinse în inventare, aprobat de Consiliul Local Orbeni prin hotărârea numărul 26 din 29-11-1999, măsurătorile cadastrale efectuate de SC Helmer, SRL și PFA Cotra Șăpiții, avizul favorabil al Comisiilor de Specialitate, votul favorabil al tuturor comisiilor, consilierilor Consiliului Local Județul Bacău, în temeiul articolului 196 al alineatul 1 din ordonanța de urgență a guvernului numărul 57/2019, privind codul administrativ, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă actualizarea inventarului bunurilor de interes local, care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Orbeni Județul Bacău, de către Consiliul Local Orbeni, conform anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Prezenta, articolul 2, prezenta hotărâre va fi pusă la îndeplinire de primarul Comunei Orbeni Județul Bacău, care va fi împuternicit să procedeze la parcurgerea de mersuri necesare actualizării datelor aferente imobilor descrise în anexa 1 din prezenta hotărâre, în conformitate cu constatările faptice în inventarul domeniului privat, parcurgerea de mersuri necesare în vederea întocmirii cărților funciare pentru imobile descrise în anexa 1 pentru proprietarul UAT Orbeni, județul Bacău, în domeniul privat. Și articolul 3, prezenta hotărâre va fi transmisă instituției prefectului județului Bacău și primarului prin grija secretarului Comunei Orbeni, județul Bacău. Da, cam astea ar fi datele supuse atenției dumneavoastră în ceea ce privește actualizarea domeniului public și privat al UAT Orbeni legat de ordinul prefectului emis în 1991. Dacă sunteți de acord, dacă doriți să luați cuvântul, ce îmi doresc? Imaginea materială. Să punem la vot punctul 2 al ordinii de zi. Cine este pentru? Potrivă se abține majoritatea. Trecem la punctul 3 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de, în vederea concesionării suprafeței de 515-108 situat în punctul Văcărie. Inițiator, tot domnul primar Popa Costas. Domnul secretar. Da, voi da citire materialului aferent. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor în vederea concesionării suprafeței de 515.108 metri pătrați, situată în punctul Văcărie. Având în vedere expunerea de motive a primarului Comunei Orbeni de raportul compartimentului de specialitate, prevederile articolului 3 alineatul 4, articolul 5 alineatul 1 din legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, prevederile hotărârii Guvernului 392 din 2020 privind aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, orașelor, municipiilor și al județelor, hotărârea Consiliului Local Orbeni, aici nu este alta decât hotărârea anterioară, pentru că prin hotărârea anterioară noi practic am prins-o în inventar, privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al comunelor Orbeni, județul Bacău, prevederea articolului 13, 16 și 17 din legea 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcție republicată cu modificările și completările ulterioare, măsurătoarea cadastrală efectuată de persoane autorizate, solicitările efectuate din partea unor agenții economice, respectiv persoane fizice, avizul favorabil al comisiilor de specialitate, votul favorabil al tuturor consilierilor Consiliului Local Orbeni, județul Bacău, în temeiul articolului 108 aliniatul 8, articolul 129 aliniatul 2 litera C, aliniatul 6 litera B, articolul 139 aliniatul 3 litera G, articolul 196 aliniatul 1 litera A, articolul 197 aliniatele 1, 2 și 4, articolul 198 aliniatul 1 și 2,
articolul 243 aliniatul 1 litera A și articolul 303, 330 și 362 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ hotărăște. Articolul 1. Se aprobă demararea procedurilor în vederea concesionării suprafeței de 515.108 metri pătrați, suprafață în punctul Văcărie, aflată pe raza Comunei Orbeni, județul Bacău, proprietatea UATC Orbeni, județul Bacău. Articolul 2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul Comunei Orbeni, județul Bacău, care este împuternicit să procedeze la parcurgerea demersurilor necesare în vederea întocmirii raportului de evaluare al imobilului în suprafață de 515.108 metri pătrați de către un evaluator autorizat ANEVAR, în vederea supunerii spre aprobare Consiliul Local Orbeni, județul Bacău, parcurgerea demersurilor necesare în vederea întocmirii documentației premergătoare procedurii de licitație, în vederea supunerii spre aprobare Consiliul Local Orbeni, județul Bacău. Prezenta hotărâre va fi transmisă instituției prefectului județul Bacău și primarului Comunei Orbeni prin grija secretarului Comunei Orbeni. Deci, suprafața, da? 515.108 metri pătrați, da? 51 de hectare. Ea a fost măsurată. În cuprinsul ei sunt câteva categorii de folosință. O să mă duc direct la schiță și o să vă spun care sunt aceste categorii. Deci avem nisipul în suprafață de 131.000 de metri pătrați, tufișuri 72.496 metri pătrați, baltă 286.226 metri pătrați, o altă parcelă de tufișuri de 14.000 metri pătrați, o suprafață teren neproductiv de 10.890 metri pătrați, acestea totalizând suprafața menționată anterior, 50 de hectare. Suprafața asta este solicitată în vederea concesionării? Da, da. Ca un singur trup, ca o... Da, da, ca o tot unitate. Deci are perimetru, dar știm bine cum arată balta, are în interior, patru clăriși, poate din sulițele alea mici cu diverse categorii. A fost măsurată, asta e reprezentarea grafică a ei, s-a făcut individualizarea pe parcele și categorii de folosință. Prin hotărârea anterioară, noi practic o inventariem. Raportat și la discuția anterioară vis-a-vis de ordinul prefectului, inventariată corect, exact cu ceea ce este astăzi. 2. Dorința este de a proceda la întocmirea cărții funciare. 3. Vom parcurge procedura de evaluare și de stabilire a unui preț minim de pornire a licitației, că practic aspectele pe care le spun acum vin să împuternicească primarul Comunei Orbeni să facă toate aceste demersuri. Și 4. În ultimul rând, să întocmim documentația pentru licitații, iar toate aceste elemente vor fi vor fi prezentate și aprobate într-o ședință, sper eu, viitoare și cât mai repede. Deci raportul de evaluare, documentele toate aferente procedurii de licitații și... Taiați de sarcini și... Ideea era alta, că nu la puterea votată anterior, în 2, sau mă rog, da. Dar ieșeau o suprafață de 58 de hectare luci de apă. Lucii de apă pe pătat suprafață din 450 de hectare. Da, ideea este că în trupul respectiv solicitat ar fi doar 28. Propunerea mea este... Dar concesionarea se face pe 51 de hectare. Mai ales la luci de apă. Ok. Propunerea mea este că de ce să nu concesionăm toată suprafața de cele 58 de hectare de luci de apă? Înseamnă, e vorba de mai multe împărțarea. Îți explic unde este această diferență. Da? Dacă nu facem documentații pentru un trup de luci de apă, o facem pentru toate celelalte trupuri, le scoatem pe toate la licitații de acolo. Diferența de la 51 jumătate la 58 este dată de, și vă arăt aici deschisă, este dată de prezența acestui drum care delimitează balta de proprietăți private, acestui drum de la intrare și practic aici se găsește diferența de suprafață. Nu. Adică de la 21 la 58? Da. Nu de la 28 la 58, de la 51 la 58. De la 28 la 58, diferența... Din luci de apă. Am aici în mijloc, insula asta, da? E tufăriș. Da. Am aici
zona, în scriba că au zis, toți de aici cum o zona. Zona asta are categorii de folosință nisipuri. Deci tot acest amplasament delimitat de dig, drumul care e vecin cu balta, tot acest amplasament însumează 51 de hectare. Probabil că domnul Dan se referă în zona ce e intrat, dar sunt alte vârfi, în afară de păcării. Care trebuie să măsurate și poate... Toate se măsurate. Se măsurate aici. Important este să existe și intenția cuiva să se adreseze pentru așa ceva. Acum, practic, a zis ca să economisim niște bani, poate în toate suprafețele de luciu de apă. Dar nu e o economisire, că cheltuiele sunt diferite. Și fiecare bucățică aici are cheltuia la ei. Dar mă gândesc că ar fi o soluție pentru a încuraja pe cei care vor chiar să concesioneze. Sau să audă că ar fi de concesionat din partea OAT-ului ceva. Dacă doar în urma unei ceri procedăm noi la documentații, este o intenție, dar ea se face publică și toată lumea o să aibă acces la informații. Da, era doar o propunere pe care e bine să o transformăm. Un om în considerare și le putem pe toate să le... În condiții care există interes, prezent interes. La o parte de ele sunt concesionate. Păi, având în vedere că eu nu am de unde să știu care sunt, câte mai sunt. Sunt. Nu am fost la gana, dar... Este și aia face parte din total. Mai la față liberă de luciu de apă, din cele 58 inventarii active, să le scoatem acum, odată cu documentația respectivă. Dacă mai sunt libere, vezi, înseamnă că sunt concesionate deja. Și mai liber pentru că mai sunt bucățele la două mici, bănțele alea mici care sunt capul, care se învecinează cu astea două și mai e diferența de bală, ce zicem, baltă, e coada de la mănăstire până și barau acolo, ce mai e acolo. Cam astea ar mai fi, asta dacă nu trecea. Dacă ar fi liberi, scoase și ele, trebuie să producă bani. Sau să... Da, de acolo vedem și... Eu sunt de acord, da, și dumneavoastră sunteți de acord, ca la următoare și putem pregăti materiale pentru celălalt bucățel, în cazul în care există interes. Și o să le publicăm, numai să fie și interes. Până acum n-am avut părere. Din ce? Până este lumea, nu așa multe detalii. Deci pentru a aduce surse de venit la buget, trebuie să găsim orice portiță, să o deschidem, orice picătură ajută mult. Vedeți că traversăm o perioadă destul de dificilă. Din punctul ăsta de vedere. Da, am luat-o ca notă. Tema. Dacă mai dorește și altcineva să expună marginea materialului, dacă nu este, supunem la vot punctul 3. Cine este pentru? Se abține cineva? O abține? Da. Și dacă da. Punctul 3, încheiem ședința de astăzi a Consiliului Local. Mulțumim, nu înainte de a reveni cu rugăminte, invitația, cei care doriți, pe 8 septembrie, așa cum am spus înainte de ședința, cei care doresc să participe la, să zicem, recepția obiectivului amenajare curtea interioară școală, la premierea copiilor și la felicitarea celor care împlinesc 50 de ani de căsătorie, la ora 18 începe evenimentul, dacă ține vremea pe terenul școlii, dacă nu, la cămin. Dacă aveți timp, vă așteptăm. Mulțumim frumos! O zi frumoasă în continuare! Mulțumim pentru participare!